Primarul Capitalei a declarat că fiecare detaliu al organizării finalei UEFA Europa League este important, având în vedere exigențiile oficialilor UEFA și așteptările publicului. Sorin Oprescu a precizat că toți câinii comunitari din zona arenei naționale vor fi adunați până miercuri, când se va juca finala Europa League. Continuăm să adunăm căței stingheri care au rămas singuri în zona arenei naționale, mulți sunt triști, sigur, să-i cazăm și să-i îngrijim. Totodată, primarul Capitalei a solicitat premierului și inspectoratului școlar al municipiului București să declare data de 9 mai zi liberă pentru toate unitățile de învățământ. În felul acesta se va evita aglomerația din trafic. Am dorit ca școlile să nu funcționeze în ziua de 1 mai, nu? Deloc, de 9 mai, scuzați-mă, de 9 mai, în așa fel încât părinții care duc copiii la școală, bunicii și astea, să nu mai aibă o grijă și un stres în plus până în autocarele care vin către stadion, către centrul orașului și așa mai departe. Edilul Capitalei a spus că în vederea finalei Ligii Europa, RATB a suplimentat numărul de autobuze care vor circula la intervale de 5-7 minute. Primarul general a anunțat că și programul de circulație a garniturilor de metro va fi prelungit, transportul suporterilor urmând a fi asigurat până la ora 2 dimineața. Oprescu i-a rugat pe șofer să evite circulația în zona stadionului și să opteze pentru mijloacele de transport în comun. Ministerul Administrației și Internelor estimează că aproximativ 20.000 de suporteri spanioli vor asista la finala Ligii Europa. Organizarea acestui eveniment la București va aduce între 30 și 40.000 de turiști și încasări de 30 de milioane de euro, majoritatea în domeniile turismului și alimentației publice. Finala de pe 9 mai dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao va începe la ora 21:45 pe Arena Națională și va fi transmisă în direct la televiziune.